100 de baloane cu aer cald aduse din toată Europa la Baia Mare în cinstea centenarului Unirii. Evenimentul intitulat 100 de baloane pentru România, care se va desfășura în perioada 5-7 octombrie la Baia Mare, este organizat de Asociația Sens Baia Mare, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Primăria Baia Mare și Aeroclubul României. Un eveniment unic în România și cu siguranță greu de găsit și de identificat în Europa. E dificil să aduci 100 de echipaje din întreaga Europa în aceeași perioadă, în același loc. Pentru anul centenarului am gândit că e bine să marcăm evenimentul anul și să punem și noi contribuție la celebrare, care e foarte multă muncă, foarte mult efort de mai multe un an de zile în pregătirea evenimentului. În 5, 6 și 7 octombrie, cerul va fi împânzit de baloane cu aer cald, un festival inedit pentru românii, plin de culoare și tentant pentru cei care vor să experimenteze zborul în acelă. Proiectul e un vector foarte important pentru dezvoltarea Baia Mare. Este un proiect de dezvoltare turismului, este un proiect de promovare a unui sport care este destul de nou, foarte nou în România, baloanele cu aer cald. Un proiect centenar ambițios care pentru prima dată pune România pe harta europeană a baloanelor cu aer cald. Evenimentul aduce în Maramureș 400 de piloți și echipaje care călătoresc cu mașini de teren și remorci din 28 de țări, voluntari, neplătiți, motivați de invitația noastră. Să comemorăm toți eroii noștri, indiferent de naționalitate, la 100 de ani de la sfârșitul Primului Război Mondial și să celebrăm centenarul României, arată organizatorii în motivarea proiectului. E foarte bine că centenarul, că te provocă să te gândești mai mare, te gândești să faci ceva care poate să fie remarcabil, poate să fie ceva care schimbă un pic perspectiva nu numai a românilor despre România, dar și despre alții, despre noi, despre voi. Duminică 7 octombrie toate baloanele vor fi ancorate și vor fi coordonate urcări și coborâri controlate. Astfel se va permite accesul spectatorilor în acele, indiferent de vârstă. Dai senzație ce înseamnă să decolești dintr-un balon. E foarte bine și pentru copii, pentru că nu există limite de vârstă. Pentru un zbor liber, unde te duci cu vântul, vârsta minimă este de 8 ani, dar la urcare ancorată de orice vârstă și bineînțeles e mai ieftin. Și ne estimăm că vreo 3.000 de oameni ar putea să urcă în perioada de după miază de duminică. Așa că asta chiar e momentul în care încurajăm pe lumea care dorește să vede spectacol într-adevăr. Sărbătorim 100 de ani de România, dar pe de altă parte comemorăm și evenimente care țin de Primul Război Mondial și cu asta i-am și motivat pe unii din străinătate să vină și să facem acest lucru. O să încercăm să aducem și veteranii din al doilea război mondial și să generăm o chestiune care să țină de emoție. Festivalul celor 100 de baloane se îmbină cu sărbătoarea castanelor, aflată și aceasta în pregătire. Practic, ultimele trei zile ale evenimentului Castane 2018 se desfășoară simultan cu cel care cinstește centenarul Unirii.